când a venit Andreea la tine și ți-a arătat pozele, tu ai crezut-o pe ea din primă. Da, pentru că e și însărcinată. Nu uita că s-a culcat și cu bebe. Și uite cum ajungem din nou în același punct. Pentru că tu o crezi pe ea. Tu mereu o crezi pe ea și nu pe mine. Pentru că are dovezile în telefon. Oare? Sau pentru că, în realitate, tu nu ai încredere în mine pentru că ți-am ascuns atâta timp adevărul despre părinții mei? Nu știu. Poate mi -e mai simplu așa. Recunoaște, Adela. Recunoaște că tu nu o să ai niciodată încredere în mine pe deplin. Da, așa e. Pentru că de fiecare dată mi a ascuns ceva. De fiecare dată. Nu ți-am ascuns că te iubesc. Uite, nu e suficient.